Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astăzi e Republica Parcărilor. Revoluția Parcărilor. Chiar fantastică. Da, lansată de primarul Nicușor Dan, e pe cale să-și dea duhul. Primăria se pregătește să renunțe la tarifele diferențiate pe care abia le-a impus și să treacă la un sistem mai simplu. Ha? Da. Adică abia a fost când? Luna trecută s-a întâmplat, în august. Mă rog, în iulie, nu știu, vara asta a fost sistemul ăla cu 10 lei, 5 lei, 2 lei jumate, mă rog, în fine. Asta e, în București poate ați observat, dar revoluțiile nu merg prea bine. Adică revoluția parcărilor asta de acum e pe patul de moarte. Deja. Revoluția în trafic a doamnei Firea și-a dat, a dat tortul popii de mult, îngropată. Ce să mai vorbim de revoluția din 89, deci aici revoluțiile nu e treabă cu ele. Revenind. Deci primăria capitalei se pregătește să înființeze o zonă unică de parcare, zice G4 Media, indiferent de distanța față de centru. Un singur tarif pe oră, 5 lei. De o lună încoace, în București sunt 3 zone de parcare. Zona 0, 10 lei, zona 1, 5 lei, zona 2, 2 lei și jumătate. Însă rezultatul e că parcările cu taxă stau goale, în timp ce acolo unde nu-s parcări și teoretic nu e voie să-ți lași mașina, e bine, în aceste locuri sunt automobile claie peste grămadă. Reporterii de la G4 Media au dat și o tură prin centrul orașului și au confirmat ceea ce știm cu toții, de fapt. Adică vechea poveste. Când bucureștenii se plâng că n-au unde parca, ei se plâng, de fapt, că n-au unde parca gratis. Corect. Că în parcările din centru, mai ales în cele subterane, contra cost, sunt mereu locuri libere. De pildă, în parcarea din Piața Constituției, acolo în fața Palatului Parlamentului, e foarte mare. Sunt aproape 250 de locuri de parcare acolo. Ieri erau ocupate câteva. Că-s pe bani. În acest timp, însă pe străzile secundare, din spatele blocurilor și ministerelor acolo, claie peste grămadă, nu mai e pe unde trece, din cauza mașinilor înghesuite peste tot. Și în centru, la universitate, la zona Fântânii, sau în rondul de la Piața Alba Iulia, în centrul orașului, și aia, parcare foarte mare, 200 și ceva de locuri goale, pe străzi, unde nu sunt locuri taxabile, rupere, nu mergi nici pe jos. Sigur, problema e că sunt și foarte scumpe, adică e plauzibil. Pentru că la 10 lei pe oră, dacă vii cu mașina la muncă în zona 0, trebuie să cheltuiești minimum 80 de lei pe zi. Adică stai 8 ore. Deci pune 100. E mult, 100 de lei pe zi, și atunci, evident, prețul ăsta este făcut nu să parchezi, ci să nu parchezi. E făcut să descurajeze parcarea și să ai mașină. 100 de lei pe zi e cam ca media în Europa. Cam asta e media, cam 20 de euro. Înseamnă... euro. Sigur, mai sunt și excepții. În Elveția, să parchezi o zi, e vreo 44 sau ceva de genul ăsta. Sunt de acord. Dar asta înseamnă 2000 de lei pe lună. Dacă lucrezi în centru și vrei să vii cu mașina, că n-ai încotro, să zicem. Cred că ar trebui pentru genul ăsta, ar trebui un sistem de abonamente care să te mai scutească un pic. Da. Nu poți să dai chiar toți banii ăștia. E adică, mult. Ok, înțeleg, 20, 2000 de lei e mult. 20 de euro, 100 de lei, dacă ești în trecere prin zona respectivă și ai nevoie, da, să faci, să și parchezi. Nu stai și stai o oră, două ore, da, ok, bun, plătești 20-30 de lei. Altfel, cred că primăria ar trebui să includă în, printre tarife și niște abonamente, pentru că n-ai cum altfel, da, să suporți. Sunt parcări alea supraetajate sau subterane, subterane, da, în general, au abonamente, da, lunare. Da, dar sunt tot așa, unui nu convine să se ducă să parcheze la universitate și până să meargă pe jos până spre Romanul, unde are el birou. Asta e o altă problemă, asta se educă. Știi? De ce, oare? E ca parcarea la mall. Toată lumea care merge la mall se înghesuie să parcheze cât mai aproape de intrare, după care oamenii fac kilometri întregi pe jos prin mall. Care e problema, da, dacă parchezi la 100 de metri distanță, da, de intrare? Că, apropo de mall, mijlocul parcărilor, cum ar veni, că sunt hectare acolo, da, sunt goale. Da. Dar ei parchează pe lângă câte o bordură. Și se parchează unul, da, și după aia se face lanț, exact, așa, știi? Nu mai e pe unde să întorci. Da, deci, revenind. Iartă-mă o secundă, da, numai de că m-a luat capul ieri. Eram pe Ștefan cel Mare și la Spitalul Floreasca e intermitent la dreapta spre spital, da? Atenție, și la spital. Da. Era bară la bară, ca de obicei, oricum, nenorocire în trafic în București, o doamnă cu o mașinuță de asta mică, a oprit cu așa o nonșalanță pe aver, da, și s-a dat jos, a și uitat ceva, s-a mai întors o dată până la mașină, pe banda care face dreapta și pe care vin salvări de multe ori. Da, da. Bă, oamenii n-au nicio treabă, adică, da, cu am treabă. A pus avariile, nu a pus. Da. Bă, dacă ai avarii, și un copil în mașină. E, da, piua. E piua, da. Bun, acum, nici poliția locală nu dă amenzi. Deși, sincer, eu cred că... Băi, nu mă pricep. E meseria de polițist, cred că are niște particularități, noi nu ne pricepem. Dar cred că amenziile astea pentru mașini parcate ilegal, astea cred că sunt cele mai ușoare sancțiuni posibile.
Măi, contravenientul nu fuge, nu fuge, nu scuipă, nu dă cu piciorul, nu face nimic, nu te înjură, nu. E o mașină care stă pe un loc. Ai tot timpul, te duci, scrii bilețelul, pui, sau îi faci poză, sau... Adică sunt cele mai ușoare amenzi de dat. Și încasezi bani. Bun, nu iei pe toți, că unii nu plătesc niciodată, asta e. Bă, da, și încasezi bani, adică se poate câștiga foarte ușor, nu se dau amenzi. Da. Bun, dar între timp, ce urmează? Aici este frumos. Primarul Nicu Șordan, în luna iulie, a anunțat că municipalitatea va amenaja 100.000 de locuri de parcare în centrul Bucureștiului în următorii 2 ani. Este un proiect de durată, a spus domnul Nicu Șordan. Acum parcurgem etapele tehnice, apoi va fi licitația ca o firmă să le facă, adică să vopsească, presupun. În 2 ani o să avem 100.000 de locuri de parcare în loc de 10.000, a spus Nicu Șordan. Asta era în iulie. Dar ieri primarul a precizat că până în prezent au fost marcate 10.000 de locuri, dar că numărul acestora va crește la 150.000 într-un an și jumătate. Băi, sunt deja prea multe. Adică... Deci era... Prima acum, două era luni erau, acum două luni erau 100.000 în 2 ani. În 2 ani. Acum o să fie 150.000 într-un an și jumătate. Eu zic că până la alegeri facem 1.000.000 în 2 săptămâni. Da. Da, poate nu chiar 1.000.000, dar vreo 300.000 tot e. Da. Și apropo de asta, ceva uluitor ce am aflat abia săptămâna asta, știați că potrivit codului rutier din România, mașinile lăsate pe trotuar nu pot fi ridicate? Eu nu știam asta, adică poliția rutieră nu poate să le ia, legislația permite doar ridicarea mașinilor de pe carosabil, de care încurcă circulația. Să umplu de mașini pe trotuar până deci la mine. Circulația altor mașini pe carosabil, nu circulația pietonilor pe trotuare. Acolo nu ai nicio problemă, abia acum e în curs de actualizare legea asta. Bă, după zeci de ani de când țipăm că nu se mai poate trece pe trotuare din cauza mașinilor, sunt, vezi, mămici cu cărucioare, aia este o imagine cumplită, le vezi, nu, cu cărucioare și bebeluși, băi, nu poți să meargă pe trotuar și o iau pe carosabil. Sunt trotuare unde nu poți să mergi nici în două picioare, că sunt una într-alta, una nici într-unul într-un chiar. Da, nici într-unul. Da. Deci, asta e, să vedem. Bine că se schimbă legea, dacă se schimbă, mai bine mai târziu niciodată, dar să nu fie și asta altă revoluție care se fâsâie, că părem specialiști. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.